Când încep o lucrare, când faci... Și al Fiului și al Sfântului Doamne, cu purul de se sfințește podul acesta cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Doamne, acum și purul și în vecii vecilor. Slavă ți! Părintele Iisuitor, acum nu știu de așa. Sunteți localnic, v-am rugat să ne spuneți câteva cuvinte despre această realizare, acest spot. Bună ziua! Este o lucrare de interes comunitar care s-a realizat cu sprijinul comunității, a puterii locale, județienii și această lucrare care s-a realizat, poate că nu s-a realizat dacă nu era un interes atât de mare din partea celor care au pus umărul ca să facă așa ceva. Face legătura între drumul județean, majoritatea locuitorilor, cu ceilalți cetățeni din casele care... Aveți o frumoasă vârstă, vă rog să ne spuneți cum era altă dată, în vremurile dumneavoastră, să spunem așa. Poduri din lemn, care scârție eu, atunci când trecești cu căruța goală. Poate că de multe ori și când trece eu câțiva oameni, scârție podul. Dar ăsta este un pod din beton, un pod trainic, rezistent, durează poate o veșnicie. Noi vă mulțumim și vă rugați să ne spuneți cu cine a stat de vorbă. Mă numesc Balsatu Gheorghe, locuitor al satului Boțești. Al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Se sfințește podul acesta cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor. Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevărat. Sunteți localnic, iată în vecinătatea acestui pod nou. V-am rugat să spuneți câteva cuvinte. Da, mă numesc Danilu Constantin, sunt localnic de aici, casa mea e al treilea casă de aici, aici e grădina mea în dreapta. Pod aici, pe timpul, a fost un pod ca cum putem și noi să-l facem. Din lemnii de asta, să mai răsturna, s-o răsturna și un tractor aici. Acum suntem foarte mulțumiți de podul care s-a făcut în momentan. E frumos, șanțuri de alate, nici nu avem cuvinte de spus. Cât va ține acest pod, vă rog să ne spuneți? Asta cred că ține și... Cred că ține toată viața. Cât mulți... Foarte bine s-o lupa. Nepoții noștri, strănepoții. Cine merită felicitări? În primul rând, primarul, proiectantul, inginerul și oamenii care... Toți băieții au făcut treabă, toți băieții au făcut treabă, fin. Este o investiție pe ordonanța 7 din 2006 în comuna Boțești, o investiție care cuprinde 4 poduri, 3 amenajate din nou, 1 o reamenajare pe un podeț existent, o investiție la care a contribuit fostul și actualul primar, a colaborat din plin pentru aducerea fondurilor, o investiție care a decurs ușor în ceea ce privește atât proiectarea cât și obținerea avizilor, proiectarea care a fost întocmită la SC Striblea, colectivul coordonat de doamna Striblea, la care au contribuit, așa enumera inginerii Ciornei, Avram, Palamiuc
și un constructor care este serios. Două cuvinte despre colaborarea cu administrația locală. Eu aș zice că am colaborat în condiții foarte, foarte bune, pentru că amenajarea de poduri are un specific. În primul rând, obținerea avizilor și cele mai groaie sunt cele de la Apele Române. De asemenea, condițiile au fost foarte grele de amplasament, spații înguste, și atunci au trebuit să apeleze la înțelegerea oamenilor pentru mutarea chiar a unor garduri, pentru a înțelege disconfortul care l-au avut de acces la propriile locuințe și nu în ultimul rând de a asigura finanțarea ritmică a celor care au contribuit la realizarea acestei investiții, respectiv proiectant și constructor. Desigur că nu este nici primul, nici ultimul pod. Cam câte ar fi? Cred că la societatea noastră, numai pe ordonanța 7, cred că avem în jur de 80 de poduri. Vala președintele Vasului, vă mulțumesc frumos și vă rog să vă recomandați ca să nu greșească. Sunt administratorul firmei SC Striblea, respectiv mă numesc Striblea Gheorghe.